Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Modat România sau Minecraft România Modat sau România Modat Minecraft sau depinde cum vreți să spuneți voi fraților. Bine v-am găsit la din nou un nou episod din... de fapt la primul episod, tot timpul greșesc chestia asta, tot timpul când e primul episod eu greșesc. Spunând unele lucruri, ar trebui să-mi scriu pe foaie să le citesc, dar cui pasă? Cui pasă? Practic, fraților, aici suntem la primul episod din Minecraft Tech Sit numărul 3 de data aceasta. Pentru că și deoarece, fiindcă și pentru că putem, practic, am schimbat modpack-ul și o să vă explic cu siguranță de ce, mamă, ce-i roata aia. A zis că e o roată de ceva... este interesant. Astea sunt rotiții. Oh my god, ai o rotiță. Sau, poate te zgrupăm. Anyway, fraților, ne regăsim aici cu un nou modpack și practic am lăsat baltă Texit 1. Sau, mă rog, Texit. Simplu, spune-ne așa. Pentru că ne-a lăsat clientul, fraților. Ne-a lăsat clientul de Technic Launcher. Și prin urmare la acest fapt a trebuit să schimb în afară că a trebuit să schimb clientul și ca să-l fac să meargă mi-am deletat toate practic folderul de .tlauncher și l-am reinstalat și nu a funcționat. Deci practic am pierdut salvarea de pe Texit 1 și din păcate trebuie să o luăm de la capăt. Noi aici, numai că nu-i chiar luat de la capăt, pentru curioși o să puteți să aveți filmarea într-un link în descriere, care nu va fi postat pe public, va fi penelistat, doar dacă accesați acel link veți putea vedea practic videoclipurile crude, pentru că nu o să stau să le editez. O să vedeți videoclipurile crude cum am reușit să ajung aici, bineînțeles vor fi unii din momente în care efectiv o să stau AFK așa timp de, nu știu, 5 minute, numai că având în vedere că nu le postez și cea mai bună definiție e efectiv videoclip crud, bun, perfect, o picat și aia acolo, o să puteți vedeți cum am găsit village-ul ăsta, eu practic spawn-ul, asta vă spun, îl aveam aici pe undeva, cred că în zona asta, da, în zona asta mi-era spawn-ul, iar eu am mers, am escalat la muntele ăsta și am găsit niște chestii, asta e o casă care nu eu am făcut-o și nu exista acolo, o să mergem să o să vedem. Am găsit diamante, am găsit fier în zona aceasta, după care am văzut în zare acest village. Și ne-am apropiat. Vedeți foarte multe structuri, nu eu le-am construit, singurile chestii care le-am construit e această casă care am modificat-o, că ăsta e blacksmith și am făcut-o mai mare, după cum puteți vedea și pe minimap. Dacă deschid map, vedeți, e mai mare. Și astea structuri care s-au spawnat, eu am fost până în zona asta, pentru că aici sunt niște mine naturale și în zona asta o să vedem să facem casă și mai târziu, uite ce, un schelet de dinozaur, presupunem... Și aici încă ceva interesant, nu știu ce. O să avem un videoclip special, probabil, zic eu, videoclipul numărul 3 va fi special cu explorat, pentru că avem și căluți, cum ați putut vedea când am început să înregistrez. Avem aici niște căluți. Stați să încerc să vă duc la ei. Unde avem aici niște căluți, este cherry bomb. Calul ăsta... pot să-l călăresc, ăsta nu, ăsta doar l-am adus că eventual să-i înmulțesc, habar n-am cum. Astea sunt ouile noi, pentru că, da, și am prins 3 care, de fapt, ouă au căzut aici și eu l-am adus pe celelalte 3 cu ață. Avem și niște porcușori și ăștia nu sunt porci normali. Mă rog, ăsta e practic porcul din Minecraft Vanilla, numai că i-au schimbat un pic textura. Și chestiile nu funcționează chiar cum credem noi, pentru că, bineînțeles, acesta este Minecraft modat și aici am făcut o pădure. Uite, un al doilea porc, o să putem să-i înmulțim eventual. De ce am ales Texit numărul 3? Pentru că am zis că poate să fie mai interesant Texit 3 decât Texit 1. Și din câte am observat, sunt unele moduri care sunt scoase și altele care sunt adăugate. Uite, mai mulți porci. Chocobo!
Hello! Ceva e mai mică. Mamă, dar ce mare e mâncața, așa ochii tăi. N-am văzut un ciocobo așa de fain. Nici odată. Mă întreb, s-aude chestii din joc. Sper să nu s-audă prea tare, să nu s-audă peste mine. Asta ar fi grozav dacă nu s-ar auzi peste mine. Folosesc un microfon nou, după cum puteți observa. Mă rog, nu e nou, e doar un microfon care nu l-am mai folosit până acum. Microfonul la căști, mi se pare că s-aude mai fain. Mamă, cât ciocobo. Și ăla are coada. Cred că e femelă, pentru că are coada colorată și asta nu. Sau poate invers, cine știe. Despre ce vorbeam? Nu știu despre ce vorbeam. Nu contează. O să încerc să editez videoclipuri, dar nu vă așteptați. O să pun eventual intro și două chestii pe aici, pe acolo. Și cam asta o să fie editatul. Să luăm noi copaci ăștia. Am pregătit, după cum ați văzut, aveam niște chesturi în plus cu sign-uri pe ele. Am pregătit construcția sau, mă rog, recipe-urile de la diferitele chestii. O să începem cu thermal expansion și cu acel core. Vrei să fii tu? You are my Chocobo. Yay. O să încercăm noi într-un fel sau altul să facem anumite lucruri și prin asta mă refer, bineînțeles, să facem un quarry care îi am deja disciple-ul în casă, numai că vreau să fac să iau ciocobul ăsta, să-i pun o chestie pe deasupra și să-l călărim. Avem disciple-ul în față, avem un steam engine pregătit și completat. Asta e o mică mină. Și mai avem încă niște chestii. Avem aici Tinker's Construct, avem ce avem înăuntru, avem Share Brick-urile, avem aici Thermal Foundation Steam Engine-ul, e pregătit, trebuie numai să facem, să combinăm asta și să-l punem aici. Thermal Foundation Pulverizator, bineînțeles, am pregătit totul și în sfârșit quarry. Acesta este recipe-ul complet de quarry și o să folosim Steam Engine-ul de aici ca să-l să-i dăm energie. Putem să folosim și alt mod care nu vine în momentul ăsta cuvântul, dar numele, mă rog, dar nu cred că va fi pentru această dată. Industrial Craft, mai exact, de fapt, se cheamă chestia. Dar nu o să folosim data asta, fraților, o să folosim pentru alte lucruri, pentru că foarte mulți dintre voi îmi spuneți, bă, dar nu mai folosim Industrial Craft, modul vechi, închizitorile mai mult la tine mă refer. Pentru că știu că o să te uiți la acest clip. Pentru că îți place acest lucru. Ia, avem Ciocobo. Wow. Nu putem. Interesant. O să folosim și acea Ciocopedia sau cum Dumnezeu se cheamă. Deci pentru modul o să începem cu Thermal Expansion mai mult ca sigur. Și după aia o să o dăm și pe alte chestii. Dar vreau ca pentru moment să punem în funcțiune acel query și după aceea să facem oruri. Și bineînțeles, asta am spus-o și o să mai spun, nu contează de câte ori. O să mergem și la explorat. Poate nu ne... Mamă, cât a ginseng aici. Poate nu chiar în episodul ăsta, în clipul ăsta, mă rog. Primul videoclip la explorat. Nu pot. De ce am un redstone reception coil la mine? Nu știu de ce am așa ceva. Bun, Ciocobo, ești îngrădit. Stai foarte bine acolo, frati. Noi o să te lăsăm. Nu știu de ce am coilul ăla laminat. O să vedem din ce a fost făcut și la pentru ce. Ok, cu gold ingot. Probabil trebuia să fie folosit la thermal expansion. Bun, hai să mai luăm 2-3 copaci și după aia o să mergem. Din nou, vreau să vă explic de ce am strâns lucruri și am jucat solo. Sunt mai multe motive, unele motive care sunt evidente, e că nu am vrut să vă plictisesc cu toată căutarea de minerei, nopțile nedormite în Minecraft la propriu, pentru că nu aveam pat și efectiv mă puneam AFK și mă duceam pe Facebook și nu făceam nimic ca să treacă noaptea. Și după aia când auzeam afară că zombii își luau damage, știam că au venit ziua și chestii. Avem modul Animalia, pentru că acum tot stau și mă gândesc despre ce făceam și așa. Mai avem un mod care practic ne dă saturații.
Vedeți? Saturația. Acolo scrie Apple Microsoft, după avem saturația asta de aici, care e cu galben. Acolo e cât de repede o să ne fie foame. Înțelegeți voi. Știți voi mai mult ca sigur mai bine ca mine. Și pentru ca modul ăsta, pentru ca modul ăsta să ne enerveze mai mult decât de obicei, bineînțeles, o trebuit să adaugi faza următoare. Practic, dacă mănânci de prea multe ori aceeași mâncare, mâncarea începe să-ți nu-ți mai dea, de exemplu, să zicem, mâncăm de 10 ori potato, păi potato nu o să mai dea aceeași saturație și nu o să mai dea aceeași hunger bar, adică copânele de cei de mâncare, înțelegeți? Ceea ce e foarte enervant, dar e și foarte mișto, pentru că, practic, ne zici, bă, fraiere, dar mai mănâncă și tu altceva, pentru că cam tot mâncat aceleași lucruri. Un mod care îi, din fericirii, cred, wow, din fericirii și sau din păcate, îi scos, este mă, what, why, bă, și ții, este modul ăla care există. Vrei, te rog frumos, să mă lași să filmez? Mulțumesc. Este modul acela, scuzați-mă, mă băteam cu oaia. Modul la care îi pune M, că nu mai știu exact cum se cheamă. Numai că știu că aveai Energy Condenser și puteai face și Dark Matter și Red Matter și alte minunății de genul ăsta. Nu mai există modul ăla, din păcate, în acest chestie, în acest gameplay, în acest modpack sau cum vreți voi să-l numiți. Din păcate și din fericire. De ce din fericire? Pentru că în momentul în care făceai un energy condenser și aveai două core-uri care mergeau la 100%, cobblestone-ul ăla îți făcea red matter în mai puțin de jumătate de oră. Și nu exagerez. Mă rog, ne referim că funcționa pe chunk-uri întregi. Și asta e partea bună. Mai este și partea proastă, e când îl putem folosi la început ca să mulțim, de exemplu, diamantele, că de exemplu, ai transmutation table și bagi diamante și după aia transmuți uraniumul care nu-l folosești decât după 30 de ani de jucat sau eventual niciodată dacă ești o persoană ca mine. Și faci, na, diamant cu el, că practic două bucăți de uranium e egal un diamant, for fuck's sake. Da, fraților, și așa. Și cam așa stă treaba cu modul. Mă rog, o să vă prindeți și cu siguranță voi, dacă sunteți curioși și aveți chef, o să vă duceți pe internet, o să dați un search și o să știți voi mai multe despre modul ăsta decât eu care îl joc. Care îl joc. Spune-mi așa. Sunt uite, chestia asta care ne dă gen strawberry și lettuce. Mi se pare foarte drăguț modul ăsta. Care se cheamă Pam's Harvestcraft. Pam's Harvestcraft. Ne dă chestii. Mie mi se pare super cute. Avem și botane, avem și Twilight. O să vedem să mergem și în Twilight Forest, bineînțeles. Numai că până să ajungem în Twilight, o să vreau să-mi scrieți voi, nu știu, eseuri eventual în comentarii despre ce ar trebui și cum ar trebui să ajung acolo. De fapt, cum ar trebui știu cum. Îți trebuie un diamond și flori roșii și galbenii, cred, și unul de ăsta de 4, de 3x3, cred, sau de 2x2 de apă și gen să faci acolo toalet când arunci diamantul sau căcat, mă zic. Mă rog, asta mă pot descurca, iau cocoșul. Să zicem că chestia asta aș putea să mă descurc eventual singur, eventual. Să vă prezint un pic casa, cred că ar fi indicat. Pentru că o să stați o vreme pe aici cu mine. Hai să vă prezint casa. Deci, practic ăsta e la Blacksmith. L-am folosit doar pentru că avea furnace-uri. Și, na, mi-a plăcut să-l folosesc. Am pus aici câteva blocuri să nu urci zombalăi. Am blocat marea majoritatea aciumpalacilor în casă. Asta e un alchimist. Full metal alchimist. Am blocat marea majoritatea aciumpalacilor în casă și încercăm să-i salvăm cât de mult posibil. Aici văd că nu-i... A, bă, dai cineva la ușă. Punctele galbenii sunt villageri. Aici, e fapt acolo. În fine. Și aici sunt vreo doi. Asta era cartmenul.
O să vrem să folosim chestia ca să putem să ne mișcăm mai repede, să nu trebuiască să merg eu cu calul de fiecare dată. Așa am vrut să fac un mic zid natural de cactus, pentru că zombala e în primile nopți, dar în momentul în care o să băgăm în funcțiunea cel quarry, care va fi acum, să mergem și o să începem, ca să nu mă mai vârt, o să avem destul cobblestone. Și o să vă și explic ce o să facem cu extra de cobblestone. O să ziceți că e bun, dar nu contează. Bun, aici sunt item, chest-ul cu roșii căcaturi. Aici îi captoci plantă. Asta e un mob drop. Aici avem mob drops și cărți. Aici avem ustensilii și aici armură. Mă rog, avem numai iron leggings, da. Și aici sunt blocuri de construit, practic. Aici e lemn și tot ce e natural, într-un fel sau altul. Foarte mult eucaliptus. După cum puteți observa, din natura. Folosim, o să-l folosim ca să facem căldură. Bun. Hai să începem prin a face. Avem un onion. Să nu uitați nebunile astea aici. 2 secunde, fraților, 2 secunde. Sunt foarte curios. O să începem prin a face acest quarry. Facem așa. Mai nou, hai să vă arăt și recipe-urile la toate chestiile astea. Diamond pickaxe, bineînțeles, știți. Diamond gear, mai nou îl faci așa. Înainte îți trebuia gold gear ca să-ți faci diamond gear. Gold gear îl faci ori așa, ori așa. Eu am făcut așa, pentru că asta e partea mai dificilă și cheltuiam iron degeaba. Iron gear-ul faci așa. Sau așa, cu stone gear și stone gear-ul faci din wood gear. Numai că am preferat să folosesc partea, varianta ușoară din Thermal Foundation. Înțelegeți? Să fac așa pentru că e mai logic, folosesc mai puține resurse. Diamante și pentru gold, la fel. Am foarte mari probleme cu redstone-ul. De-abia am redstone. Am foarte multe diamante, nu am redstone. Deci, hai să începem prin a face quarry. Cum aici quarry, dăm pe asta, punem, facem primul quarry din Bullcraft Pullers. Foarte curios să acești chestii. Buildcraft. Ce asta? Water Spring, Oil Spring. Foarte mult ulei de asemenea prin lângă noi. Landmark, și asta ar trebui. Să facem un quarry mai mare. Măcar dacă tot minează, se mineze mult deodată. Ca să nu trebuiască să-l mutăm de 10 milioane și eventual lângă aur o să facem chestii. Bun, trecem la Thermal Foundation, facem pulverizatorul, fraților. 2 secunde să fac un pic de curat prin inventar. Am pus iron cutlass cu ăsta. Deci v-ați prins voi cum... care e disciple? Eu sunt destul de noob pentru thermal expansion, dar observ din ce în ce mai mult că, gen, cu cât îl folosesc mai mult sau cu cât... Da, în general, cu cât îl folosesc mai mult, cu atât mă obișnuiesc. Și o să ziceți, băi, dar e normal să faci asta. Adică, până la urmă, te înveți cu modul. Bun, aici avem Steam Engine, să căutăm aici Steam Engine. De ce aleg Steam Engine? Pentru că e cel mai simplu. Redstone Transmission Coil, care o să-l facem din acest recipe. 1, 2 și aici o să apară așa ceva. Ce mă enervează așa tare ușile alea. O să dăm sunetul la 0. Pentru că deocamdată dormim și nu avem nevoie să auzim mobile. Deci facem redstone transmission coil și acum putem face steam engine-ul care era aici. Dăm click, facem steam engine-ul, perfect. Cu asta o să putem să facem pulverizatorul să funcționeze. Stau și mă gândesc că poate ar fi fost inteligent din partea mea ca totuși să fi făcut două steam engine-uri. Facem niște landmark-uri astea pentru quarry. Mai putem face un steam engine? Am destul de lucruri. Eu știu că aici trebuie un silver și nu prea vreau. Hai să punem pulverizatorul în mișcare și după eventual mai facem un steam engine dynamo. Și aici avem Tinker's Construct care o să-l atacăm cât timp facem acest pulverizator să funcționeze. Acum că stau și să mă gândesc, aș putea să tai. Ori aici am mai pregătit ceva, n-am mai pregătit. Vreau să le pregătesc, am zis. Asta e Tinker's Construct, asta nu mai avem nevoie, asta e gol, asta e gol. Asta le-am pregătit, nu era gol, mai avea un redstone engine, asta ca să automatizăm le chestii. What? LOL. Nu știam că se poate așa ceva. Adică, apare în moduri, se poate.
Să punem pulverizatorul și o să facem, să punem steam dynamo lungă. Ok, m-am speriat într-o clipă, am zis că nu-l primește. Totuși sunteți din același moduri. Wow. Ah, stai un pic. Configuration. Să vedem că aici pe lateral să nu aibă nimic. Deci probabil putem face asta. Ok, chestia asta nu trebuia să se întâmple. Steam Dynamo. Băi, totuși. RF. Asta face RF. Uite, vedeți, chestia asta nu m-am gândit că o să se întâmple. Nu m-am gândit deloc că așa ceva s-ar putea întâmpla. Hai să vedem de curiozitate. Da, nu, asta nu se pune. Ceva e neregulă cu acest pulverizator. Și oare dacă îl sparg mi-l dă? Hai să vedem, poate facem ceva așa. Trebuie un flux conduct, asta e clar. Rezonant flux. Practic ne trebuie o conductă care să ducă până la acest chestii. Cred că cel mai simplu e asta, ne trebuie liquid transposer și ne trebuie energie pentru liquid transposer. Energy flux conduct, electrum fused quartz. Holy fuck. Ok, asta nu era în plan, dar nu contează. Eu sunt foarte curios dacă ăsta merge pe... Asta chiar nu merge pe nimic. Dacă fac așa, aici ce trebuie să pun? Ce trebuie să pun? Fuel. Ignored. fraților, eu am un bug mental. Magmatic Dynamo. Ah, cărbune. Ok. Putem improviza. Hai să nu ne panicăm, frate. Să nu ne panicăm. Bineînțeles că nu putem să improvizăm. Chestia asta tu nu mai avem. Era doar un test. I'm getting fucked right now. Dar nu este o problemă. Avem cărbune. Ah, avem cărbune. Hai că ne salvează. Ah, stai, tată, că e Steam Dynamo. Deci, îmi trebuie apă. Pentru că Steam, adică practic da. There you go. Tocmai luat apa înapoi. Și aici se va forma căldură într-un fel sau altul. Mamă, dar ce repede consumă lemnul. Oh my god. That's like so hard. Și asta se încarcă, perfect. Vreau să iau așa, aia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfect. Merge pulverizatorul, deci hai că ne-am debăguit. Cu pulverizatorul ăsta vreau să pulverizez tot goldul și tot iron-ul. Cu puțin noroc. Come on. O să vedem noi configurarea asta. Cum stă? Cinabar, nu știu la ce folosești. A, la induction, iron, wood și chestii. A, putem face electru. A, bă, nu, nickel. Aș ne dă 3 în loc de 2. Cred. Ne dă gold dust. Perfect. O să lăsăm treaba asta să-și facă și noi între timp vom merge să pregătim terenul de quarry. Noaptea văd că se apropie. Mai mult ca sigur o să facem în deșert. Gen aici. După cum puteți observa la minimap-ul meu acolo, vedeți niște pătrate. Adică minimapul împărțit. E, pătratele alea sunt, cum se cheamă, chunk-uri. Deci nu vrem să ducem prea departe, dar în același timp vrem să fie destul de departe încât să nu ne enerveze pe noi. Deci aici e mina mea, hai să nu facem chiar pe deasupra minei.
Am avut impresia că am văzut o fantomă. Ar trebui să mă opresc din jucat Minecraft normal. Să vedem noi, dacă mergem aici, apăsăm F3 și gen... Apăsăm alte taste. Funcționează? Nu pot zice acolo. Așa că o să presupunem că dacă îl punem aici... O să punem aici. Aici, aici. Bun. Și... Trebuie să punem într-un colț, o să-l băgăm pe două chunk-uri eventual. Probabil undeva aici. Și după aia undeva pe acolo, dar o să vrească să-l punem la zid. Bun, hai să mergem să dormim, fraților. Și după aia o să continuăm toată treaba asta. Asta bineînțeles cu... Well, that was fast. Ar trebui să scoatem destul de... Mai des. O să le punem aici și în caz că o să avem nevoie să le dăm smelt. Vreau același lucru și o să vedem să facem același lucru și cu... Merge destul de repede pentru așa ceva. Mă gândeam că o să meargă mai încet. Nu știu de ce, dar... Cel puțin pulverizatorul din Industrial Craft merge încet la început. Din momentul în care bagi upgrade-uri. Merge ca nebunul. Eu... Asta e input, asta cred că e output. Yes. Și se duce acolo perfecto. Aici, asta e din, ăla din spate. Asta cred că e stat de jos, dar nu sunt sigur de treaba asta. Eu doar vreau ca acest nickel să se ducă în partea asta altă. Vedem dacă mai găsești nickel. Auto-output enable, auto-input disable. Perfect. Înseamnă că output-ul e cu roșu. Și ăsta e în roșu. Vreau ca tot să fie în roșu. Să vedem dacă mai primim altceva decât iron dust. Cel mai rău caz... Ai, ei, ei. Practic are output peste tot. Iar asta face destul de energie cât să aibă și el și să-l ține pe ăsta fol. Ceea ce e grozav. Bun. Hai să mergem să continuăm. Așteptați-vă, by the way, să aveți, să fie clipuri destul de lungi. Pentru că aici suntem deja la jumătate de oră. Nu știu ce aș putea să tai pentru că mie mi se pare că spun informații destul de importante. Hai să facem cât un chunk. Marcăm una și cred că e gata. S. Asta e un chunk. Deci el face cam jumătate de chunk. Noi acum i-am pus să se mireze într-un chunk complet. Și făcând chestia asta, bum, avem de astea. O să ne trebuiască, cred, un flux conduct sau ceva asemănător. Se cheamă într-un fel de scârbă. O să trebuiască să facem acel... Zi cum se numește, cum se numea de fapt. Vreau să facem acel fluid transposer. Bun, am o pluș pe acolo. O să trebuiască să facem pe lângă ca să nu picăm în hău. Hai să scoatem noi zidul ăsta care l-am făcut eu așa, că deja noi dormim și villagerii sunt în siguranță. O să avem un videoclip în viitorul viitor apropiat. Să avem un videoclip cu schimbarea acestui village pentru că vreau să-l rad și să-l construiesc de la zero. Sau eventual o să păstrez una sau două chestii. Și acest videoclip va fi făcut într-un timelapse. Într-un timelapse, în third person timelapse, cu siguranță. Planuri mari, dar ar trebui să nu mai dau atâta din gură și să fac chestii pentru că toată lumea, mă rog, toată lumea, foarte multă lume mi-au trimis mesaje pe Facebook și mi-a zis, bă, dar tu... Asta e minat. What? A, nu, ăsta arată care bloc o să fie distrus. A, mișto. Mai am, da. Dacă tot suntem 11, 12 ca să fie împărțit la 4. There you go. Bun, 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 bun. Acum nu o să ne trebuiască putere de ce o să trebuiască să mai facem încă un
Steam Dynamo sau eventual un Fluid Transposer. Hai să vedem dacă putem face un Fluid Transposer. Unde ești? Magma Crucible, Fluid Transposer, there you go. Redstone Reception Coil care se face cu gold, ceea ce e foarte easy. Unde ești? Fluid Transposer, unde ești, tati? Glass, Machine Frame, Machine Frame-ul cel mai dificil după mine. Tin și Iron. Bun. Hai să facem silver acum. Zinc. Faza e că am numai două bucăți de silver, deci sunt mai mult decât bucuros în momentul în care el o să mi le înmulțească. Spune în chestul ăsta tot ce ține de pulverizator. Bineînțeles, o să automatizăm toate chestiile astea la un moment dat în viitor, cândva. Facem așa, poate cine știe, mai primim chestii. Încă un silver, avem 3 furnace-uri, avem 3 oruri. Eu am foarte mari speranțe în acel quarry. Că doar de asta îl fac. Că el o să poată să ne aducă nouă cam tot ce avem nevoie. Adică silver, poate diamante, nu. Redstone ar fi plăcut. Mai vedem niște redstone în plus pentru că suntem foarte prost. Și un mod pack-uri în care redstone-ul e foarte important. Well, yeah, machine. Eu am făcut treaba aia, dar o să am nevoie de abia după. Contează, trebuie machine frame, deci trebuie tin și iron. Uite, și tinul ăsta ar trebui aluminium. Tin, 8. O să-mi spuneți, bă, frate, dar vezi că puteți face treaba cu pulverizatorul și dacă făceai Tinker's Construct. Da. Dar prefer să fac deja mașinării pentru că am o preferință pentru mașinării for some reason. Sper doar că treaba asta să nu explodeze. Hai să facem așa ceva. Punem lemn, că dacă tot avem din răsputeri, trebuie să-i aducem apa. Asta e o problemă. Să-l umplem cu apă. Și în Nether o să trebuiască să fie vizitat. Well, that's awkward. There you go. Mă întreb dacă am mai mult decât un bucket. Ar fi fine. Punem un bucket de apă. Output, maximum power, energy stored. Cât timp, de dacă energia asta rămâne la maxim. Iron dust. Ati, niște iron în plus. Tin. Augmentation upgrade required. Deci putem să-i băgăm upgrade-uri. Ceea ce e genial. Resonator Destriver. Citesc acolo. Pulls distant items fluids to itself. Deci practic atrage itemii. Sau fluide. Asta vrem să-l punem noi într-un ocean. Redstone transmits redstone signals. Enforced. Retriever, retriever, cum se face, uleu, Nether, ne așteaptă Nether-ul, fraților, ne așteaptă Nether-ul. Mai luăm noi o grămadă de apă să-l punem, cât timp punem ducte direct. Care ești gata, aici silver-ul gata, 4 bucăți de silver, mai luăm noi niște apă, fraților. O să vreau ca eventual toate fermele astea să le aduc într-o singură fermă. Ceea ce pe noi o să ne avantajez dintr-un fel sau altul. Noi nu mai avem, de fapt avem tin, că tocmai l-am pus, da. Tin gear, there we go. Și ne trebuie glass și iron. Avem iron și uite și glass. Am fost și am săpat, după cât, cum puteți observa, am fost și am săpat după nisip, pentru că, fuck it, sunt în deșert până la urma urmei. Cred că cupru avem destul măriata, numai că trebuie să-l pulverizăm. Mă întreb o chestie. Dacă facem așa ceva, o să rămână itemele acolo? Da, rămân itemele acolo. Și accesează. Interesant. Interesant, dar nu vreau să-mi distrug ochii pentru un moment. Eu vreau doar ca itemele să rămână, așa că o să-l punem aici. Și
Fluid transposer. Deci avem nevoie de acest coil aici. Probabil după ce o să terminăm de făcut fluid transposer, o să închid acest videoclip. Ce mișto arată. Copper gear. Deci niște cupru. Niște cupru care noi îl punem la fiert. Trebuie să plantez și sugar cane-ul ăsta, dar lenea e mare. Lenea e mare, fraților. Ar trebui să fac un chest, mă rog, să pun un chest. Și... să pun un chest care să fie utilitar, adică... adică, practic, să pot eu să-l folosesc strict numai pentru, de exemplu, aceste landmark-uri, pentru acel, pentru redstone request, cam tot ce ține de, efectiv, ustensile care o să le folosim mai mult sau mai puțin, știți? De exemplu, aceste blocuri, am putem să le dăm drop aici și lemnul, eventual, să-l transformăm în wood de asta. Hai să mâncăm ceva. Mamă, câte mere avem. Să cânt niște pâine, că asta pâine bună. Pită. Chestia asta funcționează ca pe brânci. Gold dust. Dar când de gold dust? Cupru. Pare dintotdeauna. Și atare vreau să automatizez toată treaba asta. Niște fier, niște cupru. Am nevoie de 8 bucăți de cupru, deci o să mai așteptăm aici una, aici nu mai avem nimic, deci eventual o să mergem să prăjim 8 diferitele lucruri. Bun, cupru, gear și cred că cam asta a fost și pentru fluid transposer. Acum întrebarea următoare. Eu... da, hai că fluid transposer ăsta nu e așa dificil de făcut. Dacă îl sparg, mi-l dă înapoi. Oh, mi-l dă înapoi. Eu sunt foarte curios cum putem să-l energizăm, adică dacă îl pun așa. Nu, deci treaba asta chiar trebuie să fie sub. Înseamnă că să mai facem încă un steam dynamo. Dar asta va fi pentru următorul episod. Fraților, mulțumesc că ați fost aici cu mine 30 de minute de videoclip. Îmi pare foarte, 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 foarte rău pentru voi. Foarte lung. Sper că să... uite, anumite persoane, să fiți măcar 4 persoane, că voi uitați până la sfârșit, ar fi genial. Eu am fost Rohel Gaming Roș, până data viitoare. Nu uitați să lăsați și voi un like, share sau un subscribe dacă v-a plăcut și nu sunteți încă abonați la acest canal. Asta ne-ar ajuta extraordinar de mult, ca să putem avansa cu a noastră aventură în Overworld. Ciao!